Cătrujean. Cum? Chirește Cătrujean. Doamna Maria. Doamna Maria. Bună ziua! Sunt Victoria Botnar, vicepreședinta PUN și voi modera astăzi evenimentul de lansare a campaniei Ce înseamnă unirea cu România în municipiul Chișinău. Din momentul anunțării acestei campanii de inițiere a cetățenilor Republicii Moldova, cu argumentele și avantajele reunirii cu România, am fost în 15 raioane și peste 80 de localități, inclusiv în municipiul Bălți. Astăzi a venit rândul și capitalei noastre, Chișinău, manifestație care coincide fericit cu decizia Consiliului Politic Republican privind înaintarea președintelui PUN, domnul Octavian Țicu, drept candidat al partidului la funcția de președinte al Republicii Moldova. În ceea ce urmează, oferim un cuvânt de salut domnului Dumitru Maxim, profesor universitar în jurnalism, redactor șef al ziarului Clopot. Domnul Maxim. Bună ziua, lume bună! Bună ziua, dragi români! Să avem parte de o zi cu noroc, să avem parte de o săptămână frumoasă, să avem parte de un an victorios și să trăim și momentul reîntregerii țării. Asta vă doresc! Nu suntem primii care vorbim despre refacerea țării, despre schimbarea hatului pe care l-au uitat dușmanii noștri în cu totul altă parte decât cum l-a lăsat istoria. Suntem cei care credem că prin tânăra generație va încheia acest capitol în istoria României și în sfârșit vom reface țara așa încât să ne recunoaștem și să circulăm în spațiul nostru liberi și iubitori de tot ce este românesc, de tot ce este munte și mare. Vreau să readuc în fața dumneavoastră un poem, ori cel puțin un fragment din poemul basarabeanului oltean român Adrian Păunescu. Să ne reamintim de cenaclu Flacăra, să ne reamintim de acele timpuri frumoase care ne-au trezit la viață, la ce au tins și părinții noștri. Eu n-am să mă fac bine niciodată. Mereu voi suferi de o boală grea, simțindu-mi conștiința vinovată că nu e totul bine în țara mea. Puteți să mă întrebați ce vrei, băiete, întrebările mari, de ce te bagi? Am să răspund milos și pendelete, eu știu că-mi sunt dragi cei ce-mi sunt dragi. Mi-am investit și nervi și timp și viață în drumul care m-a ademenit și am acceptat să dorm pe copci de gheață și să trăiesc pe muche de cuțit. Puteam să-mi fac în alte părți avere, puteam să fiu un bun european, puteam să mă înscriu la mamifere, ins metabolic de la an la an, puteam să am un os cum au toți servii, să-l rod meschin și fără de idei, dar iepocii eu i-am cedat toți nervii și ea nu-mi dă nici drogurile ei. Eu sunt bolnav de dumneavoastră țară, eu sunt bolnav de dumneavoastră neam, nu e înăuntru hiba, ci afară, trăiam un veac labil dacă eram. N-aveți la dumneavoastră în farmacie medicamente boala să-mi luați? Un singur leac îmi trebuiește mie
să-i pot vedea pe ceilalți vindecați. Această boală e o boală rară, această boală e o boală grea, această boală se numește țară și lacul este ea și numai ea. Aici am să revin la un poem de al meu care vreau să cred că leagă tânăra generație de generațiile precedente în ideea reîntregirii neamului și în ideea iubirii de țară. Un poem pe care l-am dedicat studenților mei, foști, prezent și viitor, îl dedic tuturor studenților. Răsărit sau ultima lecție pentru studenții mei. Am să-ți spun într-o zi o poveste urâtă despre vulturi ce mor împotriva voinței, despre zboruri înalte și căderi scânteioase, despre doruri de patrie prinse în plase. Am să-ți spun o poveste urâtă de tot și ai să știi, doar pământul nu minte deloc, căci ascunde în sine, cu timpul cărunt, multe păsări răpuse de om, nu de vânt. Am să-ți spun o poveste pierdută în tumult, oameni vii purtau sfat cu martirii nemulți, toți eroi și cu scrișnet de zâmbet durut, purtau pene de vulture viu la boneți. Am să spun și am să tac și ai să vezi de pe culmi cum din bolți milenare se avântă în pământ acel vulture viu îmblânzit de părinți, stâlp de țară cu aripi de bolt, de bronz și granit. Cum am zis, o poveste am să-ți spun de împrumut, omul drag am să strig și am să scol din pământ și am să-ți cer fruntea sus, tineresc legământ. Să păzim la hotar strămoșescul pământ. Într-o zi ai să spui și tu dreaptă poveste la copii viguroși și treziți din poveste despre vulturi ce zbor cu ochi ageri pe țară și păzesc pătimași cuibul lor de ocară. Despre oameni semeți cu înălțări glorioase, despre doruri de patrie scoase din plase. Verde câmp, plândă țară, amurg răsărind. Am să spun într-o zi o poveste și atât. Ar fi multe de vorbit, dar lucrul este simplu și dorința noastră este firească. Reîntregirea țării. Cuvânt se oferă doamnei Maria Covalencu, profesoară, actualmente pensionară. Dragi compatrioți, cetățeni ai Republicii Moldova, 30 de ani în urmă ne-am ridicat cu toții pentru limbă, independență, tricolor, bunăstare, libertate și justiție. Mă întreb și vă întreb, ce avem? Avem limbă, a fost schimbat articolul 13 cu limba română în loc de cea moldovenească, avem independență sau bunăstare și justiție, avem țară divizată. Da, avem țară divizată și ocupată de trupe străine. Avem mizerie și sărăcie, pandemie, profunda criză economică, nedorința și aroganța guvernanților care ne extermină. Noi și copiii noștri nu avem viitor în această țară, în această situație. Din cauza gestiunii proaste a pandemiei, rămânem fără medici. Din cauza neglijenței în educație și știință, are loc genocidul intelectualității. Am rămas fără savanți, fără profesori, fără ingineri, dar și fără elevi și studenți. Am ajuns să fim țara care generează pandemie și nesecuritate în lume. Peste 30 de țări
nu doresc să ne aibă pe teritoriul lor. Nu s-a dorit carantinare internă, ne-au pus carantinare externă. Separatismul din stânga Nestrului generează primejdii pentru securitatea noastră și țările vecine. De aceea, unica ieșire din situație, unica salvare este unirea cu țara mamă, România. Ea ne-a oferit asistență și ajutare ori de câte ori am dorit și, adică am cerut sau nu am cerut. În timpul președinției lui Traian Băsescu am avut posibilitatea ca să redresăm școli, grădinițe, spitale. În același timp a fost lansat un proiect și program pentru studenții și elevii, pentru studierea, ca să studieze în România, în instituțiile și liceele și universitățile din România. Mulți politicieni s-au avântat în această filieră, dar puțini au reușit și, de fapt, noi le cunoaștem foarte bine care este scopul și adevărul. Unica persoană credibilă care a demonstrat pe parcursul anilor determinare, voință, principialitate și curaj este ilustrul nostru istoric, campion de box, ex-ministru turismului și tineretului și turismului, deputat actual în Parlamentul Republicii Moldova, președinte al Partidului Unității Naționale, Octavian Țicu. Numai sub conducerea domniei sale putem înfăptui unirea și salva țara de nevoile actuale și viitoare. Dumnealui este un militant pentru reunificarea României cu Republica Moldova. Aderarea la NATO și independent și integritatea europeană. Vă îndemn pe toți să punem umărul la unire alături de Octavian Țicu. Votați Octavian Țicu în funcție de președinte al Republicii Moldova. Numai așa vom scăpa de nevoile care ne macină zi de zi. Cuvânt se oferă excelenței sale domnului Iurie Reniță, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ex-ambasador a Republicii Moldova în România. Dragi prieteni, deoarece la congresul anterior al Partidului Unității Naționale, la care am avut onoarea să particip, ați stabilit că oaspeții de onoare, oaspeții special sau pur și simplu oaspeții au dreptul să vorbească doar de pe hârtie, mă conformez aceste decizii și am să-i dau citire unui succint discurs. Stimați cetățeni, dragi prieteni, distinse doamne și domni, în calitatea mea de invitat la acest eveniment important, nu doar pentru Partidul Unității Naționale, ci și pentru toți cei care gândesc și acționează românește, vă transmit un sincer și puternic salut, însoțit de urări de bine și de realizare neapărată a idealului nostru național. Voi fi foarte succint respectând astfel calitatea mea de invitat. Aș stărui cu permisiunea domniilor voastre asupra câtorva momente, după mine importante, care ar trebui să caracterizeze de acum încolo activitatea adevăratelor forțe politice unioniste. 1. Este un fapt indubitabil că actualmente Partidul Unității Naționale este cel mai important
atractiv și convingător partid unionist din Republica Moldova, oricât de mult s-ar strădui unii unioniști de serviciu să diminueze această calitate indubitabilă a punului. Această condiție însă impune punului un comportament pe potrivă, ce ar trebui să se materializeze în capacitatea de a coagula toate forțele cu adevărat unioniste. Mersul în popor a punului este mai mult decât o sugestie, este o necesitate stringentă. Mă bucur foarte mult că mii de basarabeni au luat cunoștință cu adevăratele avantaje ale reunirii noastre cu România. Este o acțiune foarte și foarte importantă care trebuie extinsă în continuare pe întreg teritoriul actual al Republicii Moldova. 2. Nu trebuie să ne deruteze sau să ne descurajeze în niciun caz declarațiile unioniste bulbucate ale unor pretinși unioniști școliți pe la președinția lui Voronin de către dughiniștii de altă din acea perioadă sau de către cei actuali. Deopotrivă, nu trebuie să fim dezamăgiți de declarațiile irresponsabile ale unor unioniști infantili, care nici după ani buni în politică n-au realizat lucruri palpabile, ci s-au limitat doar la declarații sterile și la bătutul cu pumnul în piept că lor le aparține toate realizările noastre naționale. Retorica demagogică și lipsită de elementară credibilitate nu mai are nicio trecere spre atingerea idealului nostru sfânt, spre reunire. Trebuie să fim fermi și convingători în demersurile și pledoariile noastre naționale atunci când împărtășim și promovăm dezideratele noastre majore. 3. Integrarea efectivă a celor două maluri ale Prutului nu se face prin declarații obositoare de unire, ci prin proiecte concrete și de anvergură care schimbă imediat la față în bine Republica Moldova. Trebuie în continuare să fim foarte fermi, insistenți, dar și consecvenți în finalizarea și darea efectivă în exploatare a gazoductului Iași-Chișinău, în interconectarea electrică pe direcțiile Isaccea, Iași-Chișinău, în Ungheni-Iași și Bălți-Suceava. Realizarea acestor două deziderate majore ne deconectează definitiv de la dependența politică, economică și financiară de Federația Rusă și de regimul separatist de la Tiraspol, susținut cu tot cu armata de ocupație de către aceeași Federație Rusă. Integrarea în spațiul românesc și european este imposibilă fără construcția unei căi ferate cu ecartament european, deopotrivă cu construcția cel puțin 3-4 noi poduri peste râul Prut. Pentru atingerea acestor obiective strategice, noi trebuie să avem partenerii noștri politici și administrativi la București. Oricât s-ar strădui unele partide pretins unioniste sau pro-europene se declare sus și tare despre unire, dacă nu ai un partener credibil și de durată la București și la Bruxelles, atunci sunt doar vorbe aruncate în vânt și compromiterea intenționată a unionismului în Republica Moldova. Dincolo de aceste obiective strategice, e necesar să edificăm o mass media națională, fără de care orice luptă democratică pentru reunificare nu va avea sorți de izbândă în fața războiului informațional și hibrid purtat cu atâta vehemență și asiduitate de către Federația Rusă în Republica Moldova. 4. Deoarece v-am promis că voi fi foarte succint, doresc în final să vă asigur de deplina mea disponibilitate în efortul nostru comun de a trăi într-o țară reîntregită și
și într-o Europa a democrației, stabilității, securității și a prosperității. Dar acest lucru poate fi realizat doar printr-o reunificare cu România. Alte opțiuni sunt de mult prea mare durată sau chiar irealizabile. Puteți conta pe sprijinul meu sincer și consistent atât în campania prezidențială, cât și la eventualele alegeri parlamentare anticipate. Multă baftă, domnule Octavian Țicu, Doamne ajută! Cuvânt se oferă domnului Corneliu Pântea, vicepreședintele Partidului Unității Naționale, consilier PUN, președintele organizației municipale PUN Chișinău. Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, dragi prieteni, la aproape 80 de ani de când sovieticii ne-au fericit cu binefacerile Siberiei, suntem nevoiți să ne explicăm noi nouă de ce este necesară unirea și ce înseamnă ea. 30 de ani de independență și zisă suveranitate nu doar că nu au adus bunăstare într-un stat născut să eșueze, dar riscăm din cauza unor cozi de topor precum Dodon și a coaliției săi să ne întoarcem din nou în țarcul imperial ce ne-l pregătește Putin. Timp de 30 de ani am experimentat tot felul de regimuri, și comuniste, și democrate, și mai puțin democrate. Acum experimentăm socialismul lui Dodon. Un singur lucru nu l-am experimentat. Reunirea cu țara, a cărei așchii suntem. Dacă Alba Iulia este capitala eternei uniri, atunci Chișinăul, deocamdată, este capitala neîmplinirilor noastre. Din acest motiv, eforturile de a transforma Chișinăul cu adevărat în a doua capitală a Unirii trebuie să fie unele conjugate și orice posibilitate de a aduce capitala Basarabiei cât mai aproape de România trebuie valorificată. Apropierea Chișinăului de București este o necesitate absolută, mai ales apropierea și crearea unor mecanisme de interacțiune a cetățenilor dintre cele două capitale românești. Colaborarea dintre cele două capitale românești va pune în viață la Chișinău normele și practicile românești, va permite accesarea de fonduri europene și va crea noi oportunități de dezvoltare, astfel aducând Chișinău la standardele unui oraș românesc și european. Ca și membru în Consiliul Municipal Chișinău, m-am străduit și voi depune și în continuare efort ca să reușim să creăm niște punți pragmatice cu România în general și cu Bucureștiul în special. Și încerc să vă dau și câteva exemple legate de Chișinău și București. După cum știți, în luna ianuarie acestui an, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat acordul de colaborare dintre primăriile municipiului Chișinău și București. Ca urmare, am primit o invitație de la primăria municipiului București de a participa la un proiect comun care avea ca scop apropierea celor două capitale românești. Evenimentul urma să se desfășoare în capitala României cu denumirea Zilele Municipiului Chișinău la București, ci urma să fie organizat sub forma unui târg la care să participe agenții economici de pe ambele maluri ale Prutului, care să dureze 3-4 zile cu o prezență estimativă de circa 200.000 de persoane. Toate cheltuielile de organizare a evenimentului și le asuma Primăria Municipiului București. Această invitație a fost ignorată inițial de către actuala conducere a Municipiului Chișinău, dar am fost insistent, cu atât mai mult că am primit mai multe solicitări de la agenții economici autohtoni de a participa la un astfel de eveniment. Evenimentul era preconizat pentru luna martie 2020, dar pandemia ne-a dat peste cap toate planurile. Voi fi la fel de insistent și voi încerca să-i dăm viața acestei inițiativi frumoase în anul 2021 și să transformăm acest eveniment în unul anual, care să se petreacă chiar și atunci când Chișinăul va deveni parte componentă a României. Mai sunt și alte exemple în 2020. Spre exemplu, renovarea scoarului din strada Kiev 1, adică 100.000 de euro finanțare primită de la primăria municipiului Arad, sau reparația capitală a blocului vechi al liceului Gheorghe Asache, strada București 64, finanțare de la primăria sectorului 1, municipiul București. Stimați prieteni, vreau să înțelegeți
că foarte multe schimbări spre bine care se petrec în municipiul Chișinău se fac din donații, granturi sau finanțări din România. Și am să închei discursul meu cu un simplu exemplu. Acum câteva zile, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat o decizie prin care în Chișinău urmează să ajungă 15 sau 20 de troleibuse. Sunt niște troleibuse de mâna a doua care vor fi, care au o vechime de 15 ani și care vor fi aduse din Riga. Capitala Letoniei urma să trimite, să le scoată aceste troleibuse din circuit și să le transmită la Fieruzat. Dar iată că s-a găsit Chișinăul care le va prelua. Este și aceasta o soluție pentru Chișinău, luând în considerație sărăcia în care ne aflăm. Dar tot acest Consiliu Municipal acum două luni a aprobat cu mare fast strategie de dezvoltare a transportului municipal. Și subliniez, reînnoirea parcului urban de autobuse și a regiei de transport electric. Iată ce înseamnă reînnoirea în municipiul Chișinău. Și vreau să înțelegeți că atâta timp cât Chișinăul nu va reveni înapoi acolo de unde a fost rupt cu forța acum 80 de ani, atâta timp cât Chișinăul nu se va afla în componența, nu va reveni în componența României, atâta timp chișinăunienii vor beneficia de ceea ce se aruncă la gunoi sau se duce la metal uzat în alte capitale europene. Vă mulțumesc! La urmă. Să ne apropiem de România. Câți pași? Noi 30 de ani ne apropiem. Nu suntem acolo. Eu mă apropii la dumneavoastră. La sfârșit întrebările. Cuvânt se oferă domnului Octavian Țicu, președintele Partidului Unității Naționale, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Bună ziua, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova și români de pretutindeni. Este salutul nostru tradițional pe care l-am inițiat în campania Ce înseamnă unirea cu România, care, așa cum spuneam, a trecut prin peste 80 de localități ale Republicii Moldova. Am câteva mesaje pe care le voi adresa unor grupuri ținte, instituții, cetățeni, ambasade și capitali. În primul rând vreau să mulțumesc acestei familii minunate care este în spatele meu, Partidului Unității Naționale. Cei care anul trecut mi-au încredințat la 7 decembrie președinția acestui partid și care, datorită implicării fiecărui în parte, a devenit o forță redutabilă a unionismului în Republica Moldova. Mulțumesc și lui Vlad Țurcanu pentru decizia de a se alătura Partidului Unității Naționale prin vocea și autoritatea sa și domnului deputat Iuri Reniță pentru cuvintele care le-a spus. Vreau să le exprim tuturor mulțumirea pentru decizia de sâmbătă privind înaintarea candidaturii la președinția Republicii Moldova. Campania Ce înseamnă unirea cu România este o platformă politică a Partidului Unității Naționale care vine în sprijinul fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Noi nu suntem împotriva cuiva și nu suntem împotriva acestui context politic în care suntem. Noi vrem să împăcăm pe toți printr-un proiect de țară, printr-un proiect care are multiple avantaje evidente pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de limba care o vorbesc. Acest proiect de țară nu este doar pentru români,
moldoveni, populația majoritară a acestui teritoriu, ci și pentru toți cei care de-a lungul istoriei s-au așezat alături de noi, voiți sau nevoiți. Este un proiect al bunăstării, al securității și al viitorului. Pentru că așa cum s-a enunțat până la ora actuală, cei 30 de ani de independență ne-au arătat că o altă alternativă nu există. Eu sunt un politician de circumstanță. Nu știu cât îmi va dura această condiție. Sunt un cunoscător profund al fenomenului istoric. Și vreau să vă spun că noi avem deja un experiment de integrare a Basarabiei în cadrul României. Un experiment care a arătat roade și rapiditate într-o perioadă foarte scurtă și la care ne putem raporta cu siguranță pentru că a fost unul eficient, care a oferit cetățenilor Basarabiei atunci securitate, bunăstare și o civilizație europeană. Este inadmisibil ca după 80 de ani de la momentul ocupației sovietice să existe un decalaj atât de mare în standardele de viață între românii de pe cele două maluri ale Prutului. Este probabil cel mai evident decalaj între cetățenii din Uniunea Europeană și Republica Moldova. Am venit prin această campanie să spunem cetățenilor Republicii Moldova că alături de noi oamenii au salarii de 3-4 ori mai mari, pensii de 3-4 ori mai mari. Investițiile în sectorul agrar sunt sigure și net superioare Republicii Moldova. Că cetățeanul român este unul european, liber în a circula, a se angaja în câmpul muncii, a învăța în spațiu comunitar și a beneficia de drepturile pe care le au cei peste 500 de milioane de cetățeni europeni. Eu cred că la cei 30 de ani de eșec politic și statal s-au adăugat evenimentele din ultimul timp, în care într-un an, într-un singur an, s-au compromis toate forțele politice de la Chișinău. Partidul Democrat și Pro-Moldova prin afilierea cu regimul lui Plahotniuc. Componentele blocului acum cu socialiștii pentru faptul că l-au întărit și au dus la instaurarea acestui regim hibrid euroasiatic. Și ultima picătură este această guvernare socialist-democrată care încearcă să ne demonstreze că are o față europeană. Timpul experimentelor s-a încheiat. A expirat pentru că noi avem o nouă misiune. Și datorită Partidului Unității Naționale putem construi o alternativă politică care să ducă Republica Moldova rapid și eficient în spațiul european și euroatlantic. Mă adresez tuturor românilor, celor care sunt peste tot, în România, în afara ei, instituțiilor și partidelor din România. Vă îndemn de aici, de la Chișinău, să ajungeți la un consens, un Snagov 2 asupra Republicii Moldova, care se presupune un discurs nuanțat al statului român în problema națională a Republicii Moldova. România n-ar trebui să se mai ascundă în spatele discursului european, ci să-și asume misiunea istorică care o are față de cetățenii români și locuitorii Republicii Moldova, care îi aparțin de fapt și de drept. Am un mesaj către capitalele europene, către ambasadele care sunt în Republica Moldova și care reprezintă aceste state europene. Independența Republicii Moldova, așa cum a fost și în 1918, acea scurtă istorie de independență, este un instrument ideal
pentru realizarea intereselor Federației Ruse împotriva României și Occidentului. Și în acest război hibrid, pe care mulți nu-l înțeleg, vom mai pierde încă 30 de ani pentru a înțelege că acele formațiuni politice care se extrag direct din sursele de finanțare și de susținere a Federației Ruse vor avea întotdeauna interesul de a deturna traseul european al Republicii Moldova. Unica șansă este transferul suveranității românești asupra Republicii Moldova și asumarea instituțională a transferului instituțiilor, sistemului energetic, sistemului de securitate. Interconexiunea și reîntregirea se poate face rapid și putem face acest lucru chiar în toamna asta, pentru că bătălia pentru președinție este un prim pas spre realizarea reîntregirii celor două state românești, care urmează a fi completată cu o prezență unionistă notabilă în Parlamentul Republicii Moldova. Depinde de fiecare dintre noi în ce măsură vom continua să ne batem joc de țara noastră și de viața noastră, pentru că acum există o alternativă care poate fi susținută. Și această alternativă este Partidul Unității Naționale. Vă mulțumesc! În încheiere vă anunțăm că PUN va continua campania pro-unire atât în Chișinău, cât și în raioanele și localitățile din Republica Moldova. În sectoarele capitalei vor fi instalate corturi cu materiale informative, ziare și pliante, pe care le puteți ridica de la reprezentanții noștri. De asemenea, puteți adresa solicitări de lansare a campaniei în localitatea dumneavoastră. Vom veni cu cea mai mare plăcere și dedicație. Fiți alături de echipa Partidului Unității Naționale. Suntem generația reîntregirii. Vă mulțumim! Moldova, Ardealul, țara românească, trăiască, trăiască, trăiască și înflorească. Moldova, Ardealul și țara românească, trăiască, trăiască și înflorească. Moldova, Ardealul și țara românească. Dacă sunt întrebări din partea presei, sunt gata să răspund. Corturile, așa cum vedeți aici, dar din cauza spațiului n-am putut să le așezăm, înseamnă o masă, scaune, reprezentanții Partidului Unității Naționale cu materialele promoționale care conțin un flyer, ziarul Partidului Unității Naționale Clopotul și prezența conducerii sau liderilor Partidului Unității Naționale, care în anumite momente vor fi alături în aceste corturi pentru a discuta cu cetățenii Republicii Moldova. În restul localităților, așa cum ați văzut, este vorba de crearea organizațiilor Partidului Unității Naționale, pentru că este un proces suprapus. Noi în același timp constituim organizațiile, lansăm campaniile în satele și localitățile în care suntem invitați și distribuim pleantele și ziarele pe la porțile fiecăruia. Cum spunea domnul ambasador Reniță, este un mers în popor, pentru că cetățenii Republicii Moldova, spre surprinderea noastră pe care o intuiam, habar nu au ce înseamnă de fapt România ca stat. Este desigur un mare neajuns pe care îl avem, cultivat cu insistență și de conducerile Republicii Moldova, care au investit în sterilitatea acestei statalități, dar eu cred că cea mai bună dovadă pentru cetățeni de a înțelege ce înseamnă România este să intre în esența celor 33 de argumente pro-unire pe care le avem în plean.
Vă mulțumim, să aveți o zi bună, ne revedem și cu alte ocazii. Întrebare acolo la masă, o să venim și o să vorbim.